Ordonanța militară numărul 10 aduce vești ceva mai bune bătrânilor. Persoanele de peste 65 de ani vor avea două intervale de timp pentru circulația în afara locuinței. Ministrul Afacerilor Interne a prezentat ieri seară noua ordonanță militară, ce le oferă posibilitatea bătrânilor de a circula în intervalul 7-11, respectiv 19-22. Însă, bineînțeles că pentru motive justificate, cum ar fi interesul profesional, asigurarea de bunuri, asistența medicală, activitățile agricole, îngrijirea animalelor din gospodărie sau efectuarea unor activități fizice individuale în jurul blocului sau al locuinței. De asemenea, ministrul de Interne a precizat că operatorii economici care comercializează produse alimentare sau de strictă necesitate sunt nevoiți să își organizeze programul în așa fel încât să le acorde prioritate vârstnicilor pentru a le fi mai ușor să își facă cumpărăturile în intervalele orare menționate. Vestea care cred că vă bucură este că în această ordonanță am prevăzut că persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani pot circula în următoarele intervale orare de la 7 la 11 și de la 19 la 22. În, evident, următoarele motive. Deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie sau domestice, deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea, însoțirea unui minor sau copil, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, în cazul decesului unui membru de familie, deplasări scurte în apropierea locuinței gospodăriei legate de activitatea fizică individuală a persoanelor, cu excluderea oricăror activități fizice colective, evident, cât și pentru nevoile animalelor de companie, animalelor domestice. Totodată, Ion Marcel Vela a anunțat că suspendarea zborurilor s-a prelungit cu 13 zile, începând cu data de 2 mai. Prevederile ordonanței militare numărul 10 intră în vigoare odată cu publicarea acesteia în Monitorul Oficial.